Astăzi a fost preconizată examinarea plângerii lui Renato Osată și apărătorii săi privitor la clasarea cauzei penale împotriva lui Gorbunțov. Deci reamintesc că Gorbunțov a fost acuzat de tentativă de omor asupra lui Renato Osată. Deci, cu părere de rău, am constatat încă o dată că instanțele de judecată aplică selectiv normele de codul procedură penală și au o atitudine selectivă față de justițiabilii din diferite cauze penale. Aici mă refer, deci peste două zile se îndeplinește un an de zile de când cauza penală împotriva lui Ghermă Gărmuțov a fost clasată. Deci clientul nostru Renato Osată, pe parcursul unui an de zile, este nevoit prin instanțele de judecată să-și redobândească dreptul său de a contesta ordonanța, de a face cunoștință cu materialele dosarului. Și până la urmă constatăm că ședințele de judecată se amână, ori procurorul nu este prezent, ori instanța de judecată, astăzi domnul Corcea nu este prezent, grefiera ne-a raportat precum că dânsul este în concediu. Deci, prin urmare, suntem în imposibilitatea de a examina această plângere. Considerăm că este o tergiversare intenționată a examinării cauzei, pe motiv că contestațiile, ceea ce ține de dosarele intentate împotriva lui Renato Osată, ședințele de judecată se preconizau câte două ședințe pe săptămână. Deci s-au examinat cu așa o viteză, rapiditate, fapt sau circunstanțe care lipsesc în cazul ăsta atunci când Renato Osată este parte vătămată. Deci, prin urmare, noi vom depune o cerere pe numele instanței de judecată ca să urgentăm examinarea acestei contestații, dat fiind faptul că suntem în prezența examinării excesive, adică nu se respectă principiul rezonabilitatea examinării cauzei penale sau plângerii aduse împotriva ordonanței procurorului. Ne pare rău, nu cunoaștem când se va amâna examinarea cauzei plângerii. Am fost înștiințați, fiindcă era preconizată și examinarea cauzei, sau mai bine zis, da, cauzei penale, demersul procurorului privind aplicarea măsurii privind arest împotriva Anei Ursache, și la fel nu cunoaștem pe ce dată s-a amânat. Deci vom fi înștiințați de către instanța judecată suplimentară. Noi ne-am prezentat în ședința de judecată pe data de 5 luna 10. Judecătorul a admis demersul procurorului pentru a fi citat în procesul judiciar dat un avocat care procurorul prezumă că îi va reprezenta interesele lui Gorbunțov, dar totodată ținem să remarcăm că acest avocat, numele colegului care deci a fost dat, precum că îi va apăra dreptul și interesele, nu figurează, sau mai bine zis, nu a acordat asistență juridică pe cauza penală intentată împotriva lui Gorbunțov. Prin urmare, instanța de judecată, cunoscând că Gorbunțov se află în Anglia și este în imposibilitate de a se prezenta, deci procurorul nu a prezentat careva dovezi că avocatul va participa și va reprezenta interesele lui Gorbunțov, a admis acest demers că astăzi avem aceeași situație, nu nici procurorul și nu nici instanța de judecată. Prin urmare, noi considerăm că această circunstanță în mod intenționat a fost folosită de către procuror.